Bună ziua, dragilor, și bun găsit la Cătrea cu Propo Online. Cristina, hai să zic că ieri de când am închis camera, da. Deci era momentul acela frumos când s-a pus program generării tuturor numerelor acela, da, da. 027, da. Așa, și voi chicoteați de bucurie că gata, m-ați prins. Eu am uitat, m-am dus la camera acolo și am uitat să mai deschid camera. Adică nu s-a mai înregistrat lecția aceea. Și partea frumoasă a lecției, aceea în care trebuia să generăm toate numerele, știi că era așa, se dădea mulțimea formată din cifrele 0, 2, 7 și 9, da? Da. Și trebuia să le generăm pe toate, generăm pe toate cele care se împart la, 10, 2, la 2, 5. La 5, la 10, da? Da. Așa. Și noi am găsit o șmecherie acolo, și am plecat eu și am și spus de unde mi-a venit inspirația, de la eleva aceea din clasa a patra, nu? De la Dania. Da, Dania. Așa. Dar toate lecția aceea, până la sfârșit, n-a mai fost înregistrată. Mare păcat. Da? Mare păcat. Și acum mă gândesc să o reluăm un pic, ca să putem să o negăm. Că acolo a rămas lecția în drum, știi? Da. Și ea n-are continuitate. Așa că... Deci, mi-ați propus așa, Ștefania, deci sper că vă amintiți lecția asta, problema asta. Era una la care ne gândisem noi și... Da, știu, nu... Da, și nu găsisem foarte bine soluția. Deci, acele care sunt divizibile, hai să vedem toate numerele divizibile la 10. Da? Sau divizibile cu 10. Care se împarte exact la 10. Da. Și până trece și la lecția ta. Da. Ai spus că ai trecut la fracție, nu? Da. Și de la fracție acum lecția, da? Da, da, da. Bun. Ei, deci toate numerele divizibile cu 10 înseamnă că ultima cifră este 0. Da. Așa. Tot să notez ieșițile. Da, da, da. Ha, notează-ți-o și pe urmă dată ca să poți să mă urmărești să dăm urma. Bun. Deci toate numerele divizibile cu 10 înseamnă că noi am plecat de la cel mai mic număr pe care îl putem forma, 2000, nu? Da. Și cel mai mare număr pe care îl putem forma, divizibil cu 10, 9990. Da. Asta ar fi cel mai mare cu putință care se pune, da? Și aici, în zona asta, trebuia să găsim toate numerele... Cu 5. Care se termină, se divid la 10 sau la 5. Da, și la 10 și la 5 tot aceeași poveste de data asta, pentru că tot 0 trebuie să fie la. Deci, la 10 sau 5. Hai să punem cam un 2, să rezolvăm problema. Și îți amintești cum am gândit. Ca să fie divizibil la 10, trebuie neapărat ultima cifră să fie 0. Primul număr socotit și format este 2000. La urmă, ar fi 2270. Da. 2290. Așa. Și acum 2700. Da, 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 foarte bine. 2700. Exact cum am plecat aici. Foarte bine. Da. 2790. Asta păstrăm pe 2 în față. Da. Și știi câte am găsit de astea? Ia-ți amintești? 16. 16, să-l avem 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Da? Asta când am păstrat pe 2 pe prima poziție. Da. Dacă ne ducem acum să-l păstrăm pe prima poziție, pe 7,
să rea toată povestea. Da, iar 16 facem 16 ori 3, care dă 48. 48, da. Da, 6 ori 3, 18. Da. Deci, tot așa mergem și cu, când păstrăm pe prima poezie, 7. Și în har facem 16. Da. Da, 16 aici. Și în sfârșit, când o să păstrăm pe 9, pe prima poziție, iarăși facem 16, lucrând așa cum am făcut eu. Da? Tot 16. În total, cele divizibile la 5 la 10, divizibile la 5 la 10 sunt 3 ori 16, egal cu 48. 48 numere. Sunt 48 de numere. Așa cum am și găsit corect răspunsul. Acum, divizibile la 2, era 48 ori 2. Așa, pentru că urmează să punem aici și 0, da. Și astea sunt 48 și trebuie să punem 2 la sfârșit. Mm-hmm. Da? Da? Și atunci sunt, deci numărul de numere divizibile la 2 este egal cu 2 ori 48 și egal cu 96 de numere. Bun, 96 de numere. Am început cu piticii, lecția, după ce ați plecat voi, ieri, da? Și le-am zis, băi, știu să fac problema, mă, că numai să vedeți că am făcut-o, le-am zis eu așa. Și că nu numărul acela, știi, 156. Și acum i-am spus, uite, sunt numai 96, ca să e raționamentul. Și a fost de acord Daria, dar era încă un băiețelul, Davide, și Davide a spus, da, hai să facem când se divide la 3. Deci a apărut o problemă foarte frumoasă. Să găsim tot numărul tuturor numerelor care se divide la 3. E greu. Ai nemaipomenit. Deci el, dar dacă ne-am pune problema divizibilității la 3, știi chestia aia, că suma cifrelor se facă cât? Să facă suma cifrelor, să facă un număr care se parte exact la 3. Ah, da. Da? Atunci devin la 3. Vă încercăm și noi un pic, măcar să schițăm? Dumneavoastră ați reușit cu cele 3? Am încercat ceva așa, dar n-am finalizat-o. I-am zis, băi, faceți voi acasă. Dar mi s-a părut problema foarte tare. I-am zis, băi, tu ai propus-o, tu să o faci. Că tu ai bine cu ideea, să o faci tu acum. După ce am... Da? Deci... M-am răzbunat și eu, dacă el a venit cu așa o idee frumoasă, i-am zis, follow tu să vezi cam cât, cam care-i povestea. Uite, hai să începem să construim tot așa. Ca să se divide la 3, cel mai mic număr care se poate divide la 3 ar fi, ia să vedem, 2, 2, 2. Nu cred că e de asta. 2, 2, 2. Care se divide la 3? 3. Face 2 și cu 2, 4 și cu 2, 6 se divide. Da. Oricum, tot de la 2000 încolo trebuie să înceapă. Dar primul care se divide la 3 ar fi 2007, cred eu. Încercăm. Ia să vedem, 2007, dacă este deștept. De ce cred eu că e bun? Nu, nu, nu trebuie să împărți, trebuie să adunăm cifrele. A, da. 2 și cu 7 face 9. Și 9 se împarte la 3. Vrei să încercăm concret să te convingi? Hai să vedem. Nu. Este soluția aia cu... Este ideea aceea că suma cifrelor se împarte exact la 3 și, într-adevăr, 2 și cu 7 face 9 și se împarte la 3. Da. Deci ăsta ar fi primul număr din care se împarte la... cel mai mic număr, da, care se împarte la 3. Așa. După asta ar fi 2070. Da. Tot 2 și 7. După aceea 2700. 2700. 2700. Și... cam atât cu 2 și cu 7, da? Acum ar fi cazul... 3. Să mergem cu 3 de 2. Că 3 de 2 fac 6. 2 plus 2 plus 2 fac 6. Da, 6 și 6 se împarte exact la 3.
Deci, ar fi 2, 0, 2, 2. Da? 2, 0, 2, 2. Apoi 2, 2, 0, 2. Și apoi 2, 2, 2, 0. Iată, și acesta se împarte la 3. Și acum mă pot gândi la alte variante în care să-l folosesc și tot cu 2 prima cifre, dar dacă folosesc un singur 2, îi trebuie 7 lângă el, da. 2 și 7 face 9, da. Și pe urmă să bag și pe 9, care 9 se împarte la 3. Da. Deci 9 și cu 9, 18. Deci ar fi așa, 2, 2, să zicem, 2, 2, 0, 9. Și 2, 2, 9, 0. Adică 0, 9, 9, 0. Da. Și suma tot aceeași rămâne. Apoi 2, să avanseze 0 aici. 2, 0, 2, 9. Și 2, 0, 9, 2. Păi 9 plus 4 cât face? Cât? 9 plus 4. Dar de ce 9 nu trebuia? 9, cu 7 trebuia să gândești. Și am greșit. Da? Tu ai dreptate. Deci 7. 2 și cu 7 fac 9 și cu 9. 7. 7 neapărat. Și 7. Așa. Sau în loc de 2, 7. Da? Și păstrăm pe 2 pe prima poziție. Deci 2 l-am păstrat tot. Acum ar mai fi încă variante, nu? Ia să vedem. Nu ar fi infinit. Nu e infinitate, sunt număr finit. Da? Un număr finit, le putem număra. Deci... Tot 16. Nu știu. N-am niciun motiv, nu mai am așa controlul riguros. Că tot timpul trebuie să văd suma cifrelor să facă... Deci trebuie să facă să se împarte exact la cine? Exact la 9. Mm. Și cum pe 2 l-am păstrat pe prima poziție, da. Ori voi fac... Nu, să se împarte exact la 3, a zis. Suma să se împarte exact la 3. Suma cifrelor. Da. Ei bine, cum l-am păstrat pe 2, lui 2 îi vine în ajutorul 7, dacă nu am un singur 2. Că 2 și 7 face 9, da? Și atunci, iată, aici am avut 2700, 2007, 2700. Deci când am luat cu 3 de 2, am văzut un 0. Acum, dacă iau un singur 2 și cu 7, un 9, 9 se plimbă și cu 7 și cu 0 și fac 2, 4, cred că trebuie 6 poziții. Adică mai am încă una, 2, 9, 0, 7 și 2, 9, 7, 0. Deci, vezi, 6 au fost aici. Deci, 6, pentru că am avut 3 posibilități. Și numai cu cifrele astea putem face? Numai cu cifrele astea, așa am zis. Eu păstrez aceeași problemă. Că de aici spună, am plecat de la varianta că cu divizor, divizibil la 10, la 5, la 2. Uitați-mi ce sunt numerele. Așa. Și el a zis, da, la 3, câte ar fi? Și am măturat o parte din ele, m-am oprit pe undeva pe aici și am zis, băi, ia continui tu de acum acasă. Dar e problema frumoasă, că tot timpul trebuie să jucăm așa Oare fel. O rezolvă? Eu știu. Nu vedem dacă astăzi vine el, dacă o rezolvată sau nu, dacă nu mâine. 2 cu 7, 9, 2 cu 7, 9, 2 cu 7, 9, 2 cu 2 cu 2, 6, 2 cu 2 cu 2, 6, 3 de 2, deci așa. Și când m-am dus cu 2 și cu 7, deci 2 și cu 7, ca să facă 9, am mai găsit încă 6. Acum, care ar mai fi o altă variantă? Toate variantele care îmi vin în minte, deja le aveți scrise. Nu, mai îmi vine încă una. Hai să folosim în loc de 0, 9. 2,
9, 7, 9, 2, 9, 9, 7, 2, 7, 9, 2, 7, 9, 9, 2, 7, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, nu putem face un 4, numai 3, ori. Numai 3. Adică șaptele astea ocupă poziția aici, la sfârșit și la mijloc. Și cei doi de nouă sunt prăștiați. Și acum trebuie la început. Și acum... facem la început și cu 2, cu 7 și cu 9. Acum începem cu 7 și cu 9 și care o fi acela, da? Părerea ta, ar mai fi ceva cu 2, alte variante cu 2? 2. Ia să vedem cât am deschis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15. Parcă ar mai fi una și 16, știi? Da, da, păi că azi. Apropo de ce am făcut mai înainte. Da, să mă gândesc. Deci, aici, 3. Deci asta... 3 aici, ai 6, aici cu un 0, iarăși 3, 0 ăsta așa zici pe diagonală, și aici 7. Dumneavoastră știți să jucați șah? Știu, dar nu așa foarte bine. Da? De ce mă întrebi? Pentru că de obicei șahul te ajută la matematică. Da. Dezvoltă foarte bine. La orice materie, nu neapărat la matematică. Sigur, sigur. Băiețelul ăsta... Pentru că ați făcut pe orizontal și mi-am dat seama că știți. Da, da. În concluzie, cam astea le văd aici, nu văd altele. Atunci facem ce despre picior 4? Să vedem. S-ar putea să încercăm cu 9 sau cu 7 și să găsim mai multe, știu eu. Că aici aveam obligația lui 2 ăsta, care odată pus pe prima poziție, chema obligatoriu pe 7 ca să facă 9. Da? Ori el, ori 3 de 2, ori, deci el aflându-se pe prima poziție, chema obligatoriu de aici încolo un 7 sau încă 2 de 2. Ca să 11 nu se împarte la 3, nu? 11 nu. Mă gândeam că era varianta 2, 7, 2, 2. 2, 7, 2, 2. 2. Nu. Nu, nu merge. 2, 7, 9, 0. Ăla da. Da. Lăsăm prietenilor noștri. Lăsăm lecția asta să ne mai batem capul pentru data viitoare. Nu? Da. Îți place? Da, da. Să încercăm să vedem ce iese la problema asta. Am reluat-o pentru că ieri am discutat problema aceea cu divizibilitatea la 5, la da, 10. Și la, și la 2 și atunci nu puteam lega lecția, chiar a lăsat în drum. Bun. Ei, acum hai să trecem la lecția ta, ai zis fracții. Da. Ei, să știi că la clasa a 4-a am făcut fracțiile. Tu ai făcut ceva fracții în clasa a 4-a, să mai amintești? Foarte puțin. Foarte puțin. Dar amintesc numitorul, numărătorul, echilateralul... Nu, nu, nu. Fracție echiunitare. Echiunitară, supraunitară, și subunitară. Subunitară. Chestii de bază. Întregul, 2 supra 5, de exemplu. Adică două cincime. Două cincime, da, mă duc. Ca câte ceva. Și acum clasă. Câte ceva. E, să vezi tu cum am procedat eu, că fac probleme cu ăștia de a patra. Foarte tare, foarte frumoase, probleme cu fracții. Deci este un lucru spectaculos. Da, la școala unde sunt ei se vorbește intensiv engleză, adică și la matematică vorbesc în engleză? Nu știu, am impresia că nu. E vorba numai de ora de engleză care fac. Ah. Sau mai fac o oră, două în plus. Cred că în românește vorbesc în, și în, la celelalte ore. Vine o profesoară și face engleza. Asta înseamnă că... englezoică. Așa ar trebui să fie. Așa ar trebui să fie, dar nu știu dacă vine chiar englezoică. E cunoscătoare de engleză. Hai să vedem acum, așa. Ce înțelegi tu printr-o fracție?
De ce a mai fost nevoie și de fracții? Că asta pe mine mă supără foarte tare. Nu puteam noi rămâne la nivelul ăsta fără fracții? Deci fracții, vreau spune. Da? Ce? Cum i-a trecut prin minte? Hai să-i mai chinuim de copii, să facem și fracții. Crezi că a fost vreun motiv? Da. Te rog. Dar... deci, domnul profesor ne-a explicat că dacă am vrea să, dacă am tăiat vreodată, am făcut resetea vreodată, să tăiem un măr în două. Și dacă observăm că sunt două părți. Și matematicienii și-au dat seama că se pot scrie, adică nu, se pot scrie ca fiind 2 pe 2, sau, bine... 2 pe 2 este întregul. Da, întregul. Da. Ba, 2 până pe... nu. Ba da, 2 pe 2 este întregul. Așa. Și atât, adică restul ne-a dat, ne-am... exemplele... Ia vede, hai că-s curios și o să vedem cum ai plecat tu de la lecția astăzi, despre fracții vorbim și ce ai înțeles tu. Aici fracții. Păi, ne-a desenat, ne-a dat desenele. Da. Adică alea două cerc, un singur cerc mai întâi. Și l-am împărțit în două și am hașurat o singură parte și acea parte se cheamă o doină. 1 pe 2, adică un întreg. Păi, e un întreg sau...? Un întreg. Deci o doime e un întreg? Nu, deci așa era scris 1 pe 2, care înseamnă o doime. Da. Și acel 1 respectiv se cheamă un întreg. Ala deasupra, nu? Da. Da. Apoi ne-a dat definiția cu A supra B, unde A este numărătorul, B este numitorul. Linia este linie de fracție care se rezolvă prin împărțire, unde B este diferit de 0. Și fracția ordinară, unde A, B, C sunt numere naturale. Deci ne-a dat exemple, apoi am făcut clasificarea fracțiilor ordinare, alea cu subunitare, echiunitare și supraunitare. Și tot așa am făcut exemple și apoi de la tema. Și le-a explicat cum trebuie. Da? Și tu cu ce te-ai ales așa, când acum... Mi-am adus aminte de cunoștințele din clasa a 4. Deci de noțiunea în sine, că ai auzit de fracția. Da. Bun. Dar ai rămas totuși destul de, cum spun, subțire cu informațiile. Nu sunt... Cum? Deci tu ești mulțumit așa cum te-ai înțeles? În mare parte da, pentru că în clasa a 4-a, în timpul când am făcut noi acel scurt, ne-a explicat foarte, foarte bine și am înțeles de atunci și acum doar mi-am readus aminte. Ah, deci dacă atunci ai fost atentă și ai înțeles de la învățătoarea ta mai multe chestiuni referitoare la fracții, acum ți-a venit ușor. Da. Ca să mă convingi că ai înțeles, uite, îmi spun așa. Pe un platou sunt prăjituri. Hai să scriu. Da. Pe un platou sunt prăjituri. Și eu? Da. Deci pe un platou sunt bomboane. Da. Cristina mănâncă trei pătrini din ele. Pe platou rămân două bomboane. Câte au fost pe platou? Câte bomboane au fost pe platou? Au fost pe platou. Rămân două bomboane. Câte au fost pe platou?
avem prea toți sunt bomboane. Cristina mănâncă 3 pe 4 din 3 pătrimi din ele. Pe platou rămân 2 bomboane. Câte au fost pe platou? Deci, Cristina, scriu Cristina. Da. Scriu eu? Da. Deci mănâncă... Egal. A, da, scris deja 3 pe 4. Am scris, mănâncă 3 pe 4. Facem un cerc. Un cerc. Un cerc, bun. Și ce se înseamnă cercul? Păi ca să putem face 4 părți să hașurăm. Un cerc, da? Da. Bun. Am putea face și un segment. Sau un segment, da. Așa, un segment pe care să-l împărțim în câte? Da, trebuie să 4 părți. În 4 părți. Jumătate și în jumătate. Cristina mănâncă 3 pătrimi. Adică? Hașurăm 3 părți. 3 segmente le hașurăm, da. Și rămân 2. Și rămân 2 bomboane. Acel segment reprezintă acele 2 bomboane. Și facem. Am o idee, dar nu știu dacă este bună. Te rog. Facem 2. Ori... Dar 3 la împărțit la 4 nu se poate. Deci rămân 2 bomboane. Rămân 2 bomboane. Ai putea să-mi spui care e partea ce reprezintă cele 2 bomboane din segment? O bucățică. Și o bucățică asta, asta a rămas. Deci ăsta e restul. Astea sunt 2 bomboane. Deci segmentul ăsta de aici înseamnă 2 bomboane. Da. Și atunci câte bomboane a fost la început? De ce zici 2 ori 3? Mă interesează. Păi era... Nu am scris... 2 bomboane rămase ori 3 segmente hașurate. 2 ori 3 mâncat? Deci pe astea 3... 8 bomboane. 8 bomboane? 2 ori 4. 2 ori 4! Deci întregul... Acum am realizat că da? E 3. Deci întregul este din 4 segmente. Deci un întreg este egal cu 4 pe 4. 4 segmente. Și acest 4 pe 4 e compus dintr-o pătrime care au rămas, e restul, și cu plus 3 pătrimi. Și plus 3 pătrimi. Deci o pătrime și 3 pătrimi. Și ăsta e restul care l-au. Pentru că 3 pătrimi le-ai mâncat. Da? Da. Și atunci, iată că dacă știi pe R cât a fost restul de 2, ele putut să faci repede problema. Da. Altă problemă. Pe platou sunt din nou bomboane la 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 și Cristina mănâncă, asta a fost Cristina o dată, da. Și a doua Cristina, Cristina mănâncă 3 șeptimi din bomboane. 3 șeptimi. Din ele rămân 2 puncte, 8 bomboane. Rămân 8 bomboane. Câte au fost pe platou? Platou. Deja sunt experimentate. Facem un segment de lung de 7, adică așa. Pe care împărțim în 7 părți. Pe 7 părți, că asta spune de jos în câte sunt părți, da? Da. Deci 1, 2, 3, 4, 5, 6 și 7. Așurăm 3 pe care așurăm 3 segmente pe care eu le-am mâncat. Așa, așa aici. Asta și e restul. Acesta restul, 8, cele 8 bomboane. 8 bomboane. Acum facem 8 ori 7 care dau 56 de bomboane. Eram la 8 ori? 7. Atenție, au rămas 8 bomboane. Toată partea asta e de 8 bomboane. 8 ori 3. Atenție.
Păi nu ca și mai înainte, aici a rămas un singur segment. Acum câte segmente mi-au rămas? Care este? 8. 8 înseamnă toate. Am capul la celălalt 8. 4. 8 împărțit la 4, ca să afli cât are un singur segment. 2. Deci un singur segment are două bomboane pentru 1. Da? Și câte bomboane atunci? Dacă un singur segment înseamnă două bomboane, deci un singur segment, două bomboane, atunci câte bomboane? 2 și 7. Cât? 2 și 7. Da? Deci... Care dau 14 bomboane. Atât de mult am mâncat eu? Nu atât ai mâncat, atât eram pe platou. Apropo, cât ai mâncat tu? Deci pe platou. Mă lua gura pe dinainte. Pe platou. Erau... Nu mă refer că erau 14 bomboane. Și au rămas 8 bomboane, a făcut 14 minus 8. Da. Și apoi mi-am dat seama câte multe bomboane am mâncat. 6, da? 6. Dar puteai să zici... Și fiecare segment înseamnă 3, 2, 3 ori 2, 6. Deci așa se mergea. Da. Dacă tu ai mâncat pe astea hașurate. Dacă spuneam că au rămas pe platou 7 bomboane. Facem tot așa segmentul, da. Desenam în 3. Este exact ca și mai înainte. Da. Și acum nu 8 bomboane. 7. Nu 8 bombane, ci 7. Ei, te rog să-ți spui cu 7 bomboane ce acum, făceam 7 împărțit la 4, care dădea rest. Și restul acela... Înseamnă că n-ai mâncat. N-ai mâncat o bomboană întreagă, adică... Nu se împarte exact. Nu se împarte exact. De care mi-a plăcut jumătate. Așa, nu se împarte exact 7. Și atunci am avut grijă să nu dau 7, să dau fie 4, fie 8. Un număr multiplu de 4. Ca să se împartă la 4. Deci am dat fie 4, fie 8, fie 12 trebuia să dau. Da. Nici într-un caz 10 sau 9. 10, deci nici 9, nici 10, nici 11, nu. 12 sau 16. Deci problema merge dacă sunt atent la rest. Da? Atent la rest. Ia să vedem o altă problemă. Cristina. Cristina 3 mănâncă 5 pe 18. Da? 5 supra 11, pardon. 5 pe 11 din bomboane. Rămân. Și rămân, dă tu răspunsul. Vai. Da! Da! Simți nevoia reprezentării, ia-ți frumos, foarte tare acum. Tu dai răspunsul să meargă problema bine. Câte cinci? Câte cinci? Trebuie să dai răspunsul. Așa. Trei. Trei bomboane. Cum ai gândit, te rog, câte segmente ți-au rămas? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, diferența dintre 11 și 5. 6. Și atunci trebuie să fie un număr de bomboane care se împartă la 6. Fie 6, fie 12, multiplu de 6. Neapărat multiplu. Păi, dacă se împartă la 6. Atunci, îmi dau un număr de asta. Da? Ce număr, numărul care îl dai? Trebuie să fac mai timp multiplu. Da? Dar nu numărul foarte mare mă interesează. Dar e un multiplu de 6. Cât să fie? 24. Corect. Rămân 24 bomboane. Rămân 24. Așadar, facem, cum ai spus tu... O segment de 11. De 11 segmente. 1, 2, 3, 4, 5, 6... 7, 8, 9, 10, 11. Luăm din ele 5. 1, 2, 3, 4, 5. Le hașurăm că sunt mâncate de Cristina. 5.
rămân cele 6 bomboane care sunt constituie restul. Da? Restul. Și aici ai spus 24. Eu desenez restul mai jos. Uitați cum fac ca să vadă foarte bine cei care... Deci restul îl pun aici. Adică un alt segment cu alte culoare. Așa și... Ăsta e restul. Și acest rest e format din 24 bomboane. Da? Și nu mai stăm pe gânduri. Se vede că... Păi rezolvăm? Sigur că da. 24 împărțit la... 24 împărțit la 6 egal cu 4 bomboane pe un segment. Adică un singur segment. Singur... Da, un singur segment. Acum facem 4 ori... 2, 3, 4, 5. Deci 4 bomboane înseamnă un singur segment și cum noi avem 11, a, ca să vezi cât a mâncat Cristina. 4 ori 5, 20. Da. Și câte au fost pe platou? 4 ori 11. 4 ori 11. 44 de bomboane. 4 și am mâncat 20. Și-a rămas, sigur, a mâncat 20 și-a rămas 24, cum am spus. Da. Da? Deci e corectă problema. Bun. Hai să facem alta. Asta. Da. Cristina. Cristina 4. Nu, Cristina, frățiorul acum. Să vezi ce-ți face frățiorul. Dacă mănâncă bomboane, nu-i bine. Să vezi. Cristina mănâncă, să spunem, 3 pe 7 din bomboane. Iar fratele ei mănâncă jumătate din ce găsește. Mănâncă 1 pe 2 din rest. 1 pe 2, 1 supra 2 din rest. Și rămân pe platou 4 bomboane. Câte bomboane au fost pe platou și câte au mâncat fiecare? Câte bomboane au fost pe platou și câte au mâncat fiecare? L-am mai băgat și pe fratele aici în discuție, da? Care? Cel care mai e mâncăcios de bomboane. Cel care... Ah, unul din ei. Îl bag și pe al treilea data viitoare. Da? O să vezi. Va exista o dată viitoare. Doar data viitoare la următoarea problemă. Care formulez. Îți bag și pe cei doi frățioare. Bine? Hai să vedem. Te rog. Stai, că ne descurcăm. La prof online nu există. Nu pot, nu? Cum ai tu de gând să încerci? Să nu spui că vrei să le mănânci pe toate la început și termina poveste. Nu. Da? Deci respectăm datele probleme. Deci Cristina mănâncă 3 șeptimi din bomboane. Fratele ei mănâncă 1 pe 2 din rest. Așa. Câte bomboane au fost? Rămân pe platou 4 bomboane. Și rămân pe platou doar 4 bomboane. După ce a mâncat și fratele. Mâncăcios nu. Întrebarea este cât au fost pe platou și cât au mâncat fiecare. Cât a mâncat Cristina și cât a mâncat... Alexandru. Alexandru. Așa.
trebuie să scriem cu roșu ca să reținem. Da? Da. Dar cum încerci tu să pornești problema? Mai întâi aș face 7 segmente. Un segment lung pe care să-l împarți în 7. Da. Da? Deci așa faci. 1, 2, 3, 4, 5, 6 și 7. Așa. Tu poți iei de 2 pătrățele sau de 3 pătrățele, cum vrei tu acolo. Da. Cum ai făcut tu, povestea ta, dar tu ai șanse să fii în părți egale, mult mai ușor. Da, dar mine a fost în părți egale. Da. Și după care, câte mănâncă Cristina? 3. O să descriem cu negru. Da. Iar pe alu, fratele meu. Deci ăsta e restul, care după ce ai mâncat tu, o să desenez cu alte culoare ce au rămas pe platou. Deci așa câte au rămas pe platou? Câte pătrâni? 4. Dar câte șeptim? 4 șeptim, da? Așa. Și fratele mănâncă din acestea câte? Ăsta e restul care e bun, nu? Primul rest. Fratele mănâncă... O parte... Atenție! O doime din rest. O doime din rest. Păi, cât e restul? 4. Îl împărțim la 2. Deci restul, ăsta este, înseamnă că mâncă 2. Deci ăsta a mâncat Alexandru, da? Da, Alexandru. Alexandru a mâncat pe ăsta. Alex. Și ce mai rămas după ce a mâncat Alexandru pe cele 2? Rămâne al doilea rest. Iată, acesta e restul al doilea. Restul doi, care rămâne chiar pe platou. Da. Și câte, am zis că sunt pe platou? Rămân 4 bomboane. Deci aici, de aici până aici, ăsta așa, înseamnă 4 bomboane. Da, așa, pe toată partea. 4 bomboane. Câte bomboane mâncă fiecare? Exact. Greu. Nu e greu deloc. Trebuie să fii foarte atent. Încă o dată. Deci, ai dat pe o parte ce-a mâncat Cristina, Alexandru, da? Până după acestea. Ăsta e restul care rămâne pe platou. Și sunt 4 bomboane. Compuse din 2 segmente. 4-2. Atenție! 4 bomboane pe cele 2 segmente. Deci, cele 2 segmente înseamnă 4 bomboane. Un singur segment cât înseamnă? 2 bomboane. Deci, faptul că astea toate sunt 4, înseamnă 2 aici și 2 aici. Deci, un singur segment înseamnă 2 bomboane. Da? Și atunci, dacă ai aflat un singur segment, nu ești fericită? Pentru că știi cât a mâncat Cristina? 2 ori 3 fac 6. Da. Pentru Cristina. Deci pentru Cristina avem. Avem 2 ori 3 egal cu 6 bomboane. Alex înseamnă 2 ori 2, nu? Egal cu 4 bomboane. Și iată, pe platou câte bomboane au fost? Dacă un singur segment e de 2, în total câte sunt aici? 7. 7 ori 2? 14. Da? Da. Deci pe platou, total, 14. Bombane. Și este corect. Că dacă punem la cele 4 și cu 6, 10 și punem pe 4 care erau pe platou, și cu 4 vezi, face exact 14 bombane. Punem restul care rămăsese, da? Problema corect făcută. Vezi cât de frumos este dacă facem, figurăm partea din întreg. Partea din întreg. Deci e foarte simplu.
Și acum mai facem încă una, că ai zis că ai doi frățiori. Da? Ce zicem? Nu se mai vede. Da, acolo nu se vede din cauza că nu merge softul. Da? Deci nu mai merge. Da, cam mai merge. Mi-a spus băieții acum că nu, n-au reușit. Trebuia să schimbați câte o trebuie deja o oră. Așa, 45. Hai să facem pe asta.